În Erevan, capitala Armeniei, femeile se aranjează chiar dacă ies din casă doar să ducă gunoiul, nu prea vezi bețiv pe străzi, iar șahul este materie obligatorie intensivă încă de la grădiniță. Chiar dacă Armenia este o țară săracă a Europei, marcată de perioada sovietică, localnicii văd viața în roz la propriu. Erevan mai este supranumit și orașul roz, deoarece majoritatea clădirilor sale administrative au fost realizate din tuf vulcanic și au o nuanță specifică. Fiind obsedați de chestii foarte vechi, armenii se laudă cu cel mai vechi pantof din lume, găsit într-o peșteră, 5500 de ani, și cu copacul vieții, un arbore care are peste 2000 de ani. Neobișnuit mai este și faptul că la loc de cinste pe stema lor se află un munte care aparține alte țări. Este vorba despre muntele Ararat, care aparține Turciei. Salut, prietene, sunt Ciprian Enea, primul român care a văzut toate țările lumii și astăzi îți voi povesti multe lucruri interesante despre Armenia. Ce nu-mi place la Armenia? În ultimii 30 de ani, între Armenia și Azerbaijan s-au dus lupte sângeroase, situația de la graniță fiind în continuare tensionată. Armistițiile de pace sunt încălcate regulat și tot mai mulți soldați mor în luptă. Conflictul dintre cele două state este susținut atât de interesele Rusiei, apropiate de Armenia, cât și de Turcia, apropiată de Azerbaijan. Din păcate, în Armenia, cuvântul reciclare nu este cunoscut. Oriunde mergi prin țară, multe locuri încă sunt invadate de gunoaie și peturi, inclusiv munții, râurile sau zonele turistice. Autoritățile nu fac suficient pentru a schimba această situație, însă câteva organizații non-guvernamentale au preluat inițiativa și încearcă să atragă atenția asupra acestei probleme. Piața Republicii din Erevan surprinde prin elementele arhitecturale specifice capitalei Armeniei. Ce îmi place la Armenia? În Armenia se mănâncă bine, iar pâinea tradițională numită lavaș face parte din patrimoniul mondial UNESCO și se pregătește după o rețetă veche de 5.000 de ani, fiind coaptă în vechi cuptoare subterane. Capitala Erevan este unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu din lume. A fost menționată pentru prima dată acum 2800 de ani și se află în top 100 cele mai sigure orașe ale globului. Urmea mustește de istorie, are o bogată moștenire culturală și este plină de numeroase monumente de patrimoniu, dar și de construcții moderne. Simbolul orașului este Marea Cascadă, un complex arhitectural Art Deco, compus din 5 terase exterioare amenajate în cascadă, împrejmuite cu paturi de flori cu forme geometrice. În capătul treptelor se deschide o superbă panoramă spre muntele Ararat. Aici se află Muzeul de Artă Modernă. Sus de tot, în locul cu cea mai frumoasă panoramă, guvernul i-a dăruit o casă faimosului cântăresc francez de origine armeană, Charles Aznavour. Din păcate, marea vedetă a anilor 70 se pare că își face veacul tot pe la Paris și casa e mai mereu pustie. Prietene, rămâi pe canalul meu și în filmulețul din partea stânga a ecranului, uite chiar aici, bucură-te de aventura mea în Arabia Saudită, țara în care decapitarea este încă practicată și regulile vieții de zi cu zi sunt foarte stranii pentru un european. În Erevan, după ce urci treptele celui mai cunoscut obiectiv turistic al capitalei Armeniei, te întâmpină casa lui Charles Aznavour.